Bună ziua tuturor! În primul rând, vă mulțumim pentru interesul manifestat față de această conferință de presă. Eu, împreună cu colegul meu, o să vă răspund la toate întrebările pe care o să le aveți după mica mea prezentare. Și, în primul rând, vreau să încep cu cei mai importanți factori care au dus la revizuirea tarifelor pentru prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice. Și aici este vorba de trei factori de bază. Majorarea prețului de procurare a energiei electrice de la furnizorul central, societatea pe acțiuni Energocom, care a fost majorat cu circa 34%. Avem o creștere de la 3,24 lei kilowatt-oră până la 4,33 lei kilowatt-oră. La fel, un alt factor care a influențat majorarea prețurilor este creșterea prețurilor de procurare a energiei electrice de import, cu circa 5%. Și, sigur, ultimul și factorul care la fel este decisiv în toate ajustările de prețuri este devalorizarea monedei naționale față de dolarul american cu circa 6% în comparație cu valoarea aplicată la determinarea prețurilor din 8 iunie 2022. Pe parcursul anului 2022, deci suntem deja în a treia ajustare a prețurilor la energie electrică. Este important de menționat că decizia de astăzi a fost luată într-un regim de transparență mai scurt decât una obișnuită, datorită prevederilor dispoziției CSE, care a obligat, de fapt, ANRE să ia decizie în 5 zile lucrătoare din momentul depunerii solicitării de către furnizori. Astfel, decizia de astăzi va intra în vigoare din momentul publicării în monitorul oficial și nici de cum nu retroactiv, cum s-a mai vehiculat în alte surse media. Este important de menționat că consumatorii finali casnici nu, deci, vor achita un tarif fără TVA și cei non-casnici o să achite un TVA de 20%. Asta este o regulă pentru sectorul energiei electrică. Deci, la fel, nu știu dacă este necesar să mai dau careva detalii, este vorba de consumatorii pentru zona centru, cei care sunt și au încheiate contracte cu furnizorul Premier Energy, vor achita un tarif de 3,15 lei, o majorare cu 19,2%. Și consumatorii care sunt și care au contracte încheiate cu furnizorul de la Nord, furnizarea energiei electrice Nord, o să achite un tarif de 3,21 lei, o majorare cu 12,4%. Dacă aveți careva întrebări suplimentare, vă rog să mi le acordați. Vă mulțumesc! Da, Natalia Chicu, TVR Moldova. Unul dintre factorii care au dus la majorarea tarifelor este și creșterea prețului la procurarea energiei electrice de import, în condițiile în care deja nu mai importăm din Ucraina. A fost luat în calcul acest factor? Deci, la etapa respectivă, deci conform noi am făcut niște prognoze, reieșind din prețurile medii, deci care sunt de import, inclusiv și din Ucraina și ulterior, în cazul în care vom avea un contract stabil, o să putem face aceste prognoze pe viitor, pentru că la etapa respectivă este prematur să vorbim de o prognoză stabilă, fiabilă, și dar deci, furnizorii deja au o deviere financiară trecută peste pragul de 5% admisibilă. Și de ce era necesară intervenție pentru a stopa acumularea acestor devieri negative? Pentru că cunoașteți astăzi, deci noi încă nu avem un contract semnat pentru că furnizorul care a fost impus obligația de serviciu public, deci depune tot efortul ca și toate formalitățile pentru a încheia un contract cu un furnizor din România și cu furnizorii ca să poată achiziționa, să putem achiziționa energie din România, dar timp de 48 de ore, din datele pe care le dispunem, Moldavska Egres generează 100% energiei pentru partea dreaptă a țării, malul drept.
Și o altă întrebare, nu știu, poate domnul Sula ne răspunde. Ieri autoritățile au venit cu un îndemn către populație să consume rațional energie electrică, inclusiv instituțiile publice vor fi deconectat iluminat în anumite perioade ale orei. Există acest risc? Primim acum mai puțin energie electrică sau care este motivul acestui apel? Rețelele pot fi supra-solicitate în condițiile în care de iarnă deja știm că mai mult lumina lucrează. Da. Bună ziua! Deci, ca tare, acesta este un apel, câteva apeluri au fost efectuate deja de către Ministerul Industriei și Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și acesta este un apel la toți consumatorii ca să consume rațional energia electrică. După dumneavoastră, cum vedeți, totuși prețul la energie electrică crește și respectiv aceasta și ajută la economisirea unor surse suplimentare de bani pentru fiecare consumator. Deci asta nu a fost ceea ce este transmis de către autorități, nu este ca să nu consumăm energie electrică, dar să consumăm rațional atunci când nu avem nevoie, deci ea să fie deconectată becurile, să fie deconectate cele echipamente electrice care nu sunt utilizate la moment. Și respectiv, deci va fi și un aport pentru a plăti mai puțin pentru energia electrică. Deci, însăși consumul rațional de energie electrică nu l-a anulat nimeni nici la noi și nici în alte țări. Dumneavoastră cunoașteți, cred că în Europa, deci sunt chiar și unele sancțiuni în cazul în care se depistează că consumă irațional energia electrică sau gazele naturale. Până ce la noi așa ceva nu există, dar îndemnul acesta este un îndemn bun. Deci, respectiv, în cazul în care se va consuma mai puțin, în orele de vârf, va fi nevoie de o cantitate de energie electrică mai mică în aceste ore de vârf, pentru care, deci, și până acum, în unele cazuri, se plătea mai scump decât acele prețuri care erau chiar din Ucraina. Eduard Maciac, portalul politic. Spuneți-ne, ați vorbit despre faptul că există devieri financiare din partea furnizorilor. Cam cât ar fi aceste devieri financiare și în completarea colegii care a vorbit, totuși noi vom lua energie electrică de la Cuciurgan în continuare. Ea este mai ieftină decât energia electrică produsă în Ucraina și cum au argumentat furnizorii această majorare de energie electrică? Câte sunt aceste devieri financiare? Mersi. Eu să fac o mică explicație pentru că solicitarea de ajustare a tarifelor a survenit până la incidentul acesta deci lipsa volumilor și situația care este în Ucraina și Ucraina a anunțat câteva zile în urmă despre faptul că nu ne pot, au limitat exporturile către țările străine. Deci, deja la acel moment existau niște premize fundamentate, justificate de a interveni în ajustarea tarifelor. Deci, colegul meu o să ne spună mai multe detalii referitor la cifrele devierilor financiare acumulate, dar în procentual ele ajung undeva la ambele întreprinderi, cred că 10%. Adică, deci intervenția survine de la 5%, dacă vorbim. Dar cifre concrete, Andrei, te rog să spui. La moment când avem societate pe acțiuni FIE Nord, deci devierile care au fost formate până acum, până în luna septembrie, au fost de 166.781.000 lei. Deci acestea sunt plasate pe site-ul agenției și deci fiecare a avut posibilitatea să le vadă. Referitor la Premier Energy Distribution, deci devierile care au fost formate în anul 2022 constituie 616.924.000 lei. Deci acestea sume urma să fie luate în considerație pentru când s-a determinat tarifele actualmente, adică prețurile actualmente care au fost aprobate astăzi. Deci ele, deci conform prevederilor legii și a metodologiei, urmează să fie recuperate de la consumatori. Deci dacă până acum noi nu depășeau 5%, deci de acum deja acest prag de 5% a fost depășit și
Deci, în conformitate cu prevederile legii, cu prevederile dispoziției care a fost menționată a Comisiei pentru situații excepționale, a fost luată în considerație și respectiv s-a aprobat aceste prețuri care vor fi în vigoare din momentul publicării în Monitor Oficial. Deci, în cazul, deci, ceea ce, cum doamna director a menționat, la moment nu a fost luat în considerație și nu a fost deci, considerat că vor fi alte prețuri pentru achiziționarea energiei electrice din import sau de la alte surse decât cele care au fost solicitate de către furnizorii Serviciului Universal și de ultimă opțiune. Deci, după cum cunoașteți, deci au fost depuse săptămâna trecută. Deci săptămâna trecută, nici vineri și nici sâmbătă, nu se cunoștea că vor fi careva, deci va fi o întrerupere totală a livrărilor de energie electrică din sistemul electroenergetic al Ucrainei. Deci aceasta a survenit, practic dumneavoastră cunoașteți toți, în data de 10, adică luni. Da, furnizorii au cerut mai mult în reuniune. Ce a decis? A luat un compromis sau cum? Ei au solicitat mai mult, având în vedere ce este de financiare. Cât au solicitat furnizorii? Solicitarea furnizorilor a fost mai mare, însă, luând în considerație faptul, deci dacă vorbim pentru Feyenoord, da, ele au fost mai mari, deci ei doreau, dacă pentru consumatorii finali, deci ei consumatorii casnici, solicitarea lor a fost ca să fie 376 de, adică 3,76 de bani pentru kilowatt-oră. Dar luând în considerație toți factorii, deci dacă dumneavoastră vedeți, deci când i-au prezentat solicitarea, în solicitarea lor era indicat că vor livra 1 miliard 46 milioane deci aproximativ kilowatt-ore în anul 2022. În rezultatul examinării cifrelor și a prognozelor care vor fi următoarele luni, deci agenția a luat în considerație că va fi nu 1 miliard 46 aproximativ milioane kilowatt-ore, dar va fi 1 miliard 102 milioane kilowatt-ore. Și acesta a dus la reducerea prețurilor pentru toți consumatorii, inclusiv pentru în final pentru consumatorii casnici, care a fost stabilit astăzi preț de 321 de adică 3,21 de bani pentru un kilowatt-oră. Deci s-au luat în considerație toți factorii, nu numai aceia ce au fost solicitați de către furnizori ca să fie luați în considerare. Deci în rezultat, deci chiar dacă a fost, vedeți că tocmai ieri noi am plasat pe pagina web, deci rezultatele examinării. Deci au fost câteva iterații și discuții cu furnizorii pentru a prezenta toate acele estimări, prognozări care sunt până la sfârșitul anului, ca să fie luate în considerare și cât să fie prețul, să fie deci, cel real, dar nu acela care inițial a fost solicitat de către furnizori. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu sunt, ne vă mulțumim foarte mult.